Primăria Râmnicului, în colaborare cu o firmă din Pitești, a inaugurat astăzi, în parcarea de lângă Catedrala din Ostroveni, prima stație bike sharing. Aceasta presupune închirierea de biciclete pe baza unei aplicații de mobil, denumită Ciclo, disponibilă gratuit. Sistemul de bike sharing este una dintre soluțiile pentru un oraș inteligent. Trebuie să avem atât pentru mișcare, atât pentru poluare, cât și pentru economie. Interesul manifestat a făcut ca noi să putem să implementăm acest proiect fără ca pe cetățean, ori municipalitatea, să scoată vreun leu. Totul a fost pus la dispoziție în mod gratuit. Mentenanța este asigurată de noi, atât acum, pentru că este dar nu pentru faptul că este un proiect pilot, chiar și după implementare. Pentru orice beneficiar, noi asigurăm consultanță și mentenanță în permanență. În Râmnicul Vâlcea să vă instala astfel de sisteme, pentru că avem în proiectare, sperăm să anul viitor să intre în execuție, o pistă de biciclete care trebuie să fie undeva este proiectată de dincolo de mall și care va merge până la barajul din sud, va merge pe drumul național și se va întoarce pe bulevardul de Brădulescu. Deci în total sunt peste 6-7 km. Acest proiect costă, valorează foarte mult. Noi avem proiectul, inclusiv proiectul tehnic. Deci suntem cu el pe masă, așteptăm să se introducă o axă, să apare o axă ca să putem accesa fondurile europene, pentru că pe conturi proprii este foarte greu să se anticipeze când se face, pentru că costă foarte mult. Până la inaugurarea celor 7 km de pistă promiși de către primarul Râmnicului, vâlcenii pasionați de mersul cu bicicleta au la dispoziție străzile din municipiu sau pistele deja existente, dar care sunt foarte înguste și presărate cu guri de canal. Avem pistele care sunt pe bulevard, avem pistele care sunt aici pe taluzul râului Olt, deci cam asta există piste oficial făcute. În rest, pe stradă se poate circula, mai existau acele piste făcute mai de mult, foarte mici, dar care sunt incomode, dar oriunde ei au voie să circule peste tot. Stația de bike sharing pune la dispoziție 20 de biciclete de producție românească, reglabile pentru înălțimea fiecăruia. Primul pas este descărcarea aplicației. Aceasta o putem descărca foarte ușor, fie scanând codul QR de pe panou, fie intrând în magazinele unde putem downloada, ori pe site-ul nostru www.ciclo.ro. Odată downloadată și instalată aplicația, facem un cont, iar după ce alegem modalitatea de plată, totul devine foarte ușor. Scanăm codul QR din dreptul oricărui bei, oricărei bicicletă pe care dorim să o folosim, iar la finalizarea cursei, introducem apoi din nou bicicleta în bei și cursa este finalizată. Mi se pare o inițiativă chiar foarte faină. Promovăm în acest fel și sportul și reducem și costul benzinei, adică mai lăsăm mașina, mai mergem cu bicicleta. Momentan, din cauza că nu este tocmai o pistă construită, este dificil, dar domnul primar, cum a promis, sperăm să se și realizeze. Mi se pare o idee excelentă, este un proiect nou, nemai văzut atât de mult în lume și plus că este foarte util pentru oameni, adică vorba colegei mele, nu mai folosesc atât de mult mașinile și putem reduce tot felul de consumuri. Este o idee foarte bună și pentru oameni, se deplasează dintr-o stație în cealaltă și mult mai rapid. Îți place să mergi cu bicicleta? Foarte mult. Ai pe unde să te plimbi în oraș? Deocamdată nu este ceva foarte bătut în cuie, dar am auzit că este un proiect în decurs. Pe aplicația de mobil se pot urmări traseul, kilometrii parcurși și costul plimbării. Prețul unei închirieri este de 3 lei pe oră, iar sistemul este disponibil non-stop.